Vineri dimineață, romașcanii domiciliați pe strada Martir Cloșca au sesizat postul nostru de televiziune, deranjați fiind de faptul că asfaltul din zonă s-a surpat în urmă cu câteva zile, după efectuarea unei intervenții la rețeaua de apă. Ne aflăm pe strada Martin Cloșca, unde în urma precipitațiilor din ultima vreme se pare că au apărut tot mai multe cratere, ca adevărate capcane pentru mașini, cu toate că acestea tocmai par a fi reparate, nu de mult. Și oamenii din zonă se plâng de acest lucru pentru că mașinile pot fi grav avariate. Mai grav este însă faptul că nici măcar nu sunt semnalizate, iar șoferii întâmpină dificultăți, mai ales cei care nu cunosc zona. Astfel de cratere au apărut în tot orașul. Prost făcute străzile, fac intervenții și în loc să pună prundiș, pune pământ și să tasează la loc. Asta e, oraș vechi. Cad canalele. Se mai întâmplă, dacă nu fac lucrările corect, asta este, ce să facem. Plătim taxe cei, degeaba. Cei care fac lucrările să le facă lumea, nu este divin primăria sau altcineva. Ei sunt divin, deci, care execută lucrările, nu? Da, trebuie să controlate oricum lucrările. Ei trebuie să răspundă. În caz de un accident rutier sau ceva, cine răspunde? Toți se dau la dos, toți fug, nu? Am primit un punct de vedere oficial și din partea purtătorului de cuvânt al primăriei Roman, acesta precizând faptul că s-au luat deja măsuri pentru remedierea problemei. Privire la aspectul pe care ne l-ați sesizat dumneavoastră legat de strada Martir Cloșca, vă pot spune că avaria respectivă a fost înregistrată la primăria Roman dinainte să ne anunțați dumneavoastră, dar era programată pentru această dimineață spre soluționare și chiar vă rog să vă prezentați la fața locului să vedeți intervenția colegilor mei, pentru că între timp s-a și materializat. Acea surpare a rezultat probabil în urma unor intervenții în zona anterioare, executate de compania de furnizare a apei. Vă pot spune că lucrarea pentru moment va fi acoperită cu pietriș în zonă, iar săptămâna viitoare, în funcție și de vremea de afară, se va trece și la asfaltarea porțiunii unde s-a produs acea surpare. Aș folosi prilejul pe care mi-l oferiți dumneavoastră de a atrage atenția cetățenilor că pot apela ori de câte ori se sesizează atât fapte antisociale cât și astfel de deteriorări din municipiu. La poliția locală, la dispeceratul poliției locale, mai exact, la telefonul gratuit 0233984. Este până la urmă atitudinea noastră civică față de municipiu. Nu implică costuri suplimentare, doar un simplu telefon prin care pot fi anunțate astfel de evenimente la nivelul municipiului. În urma intervenției echipei Roman TV, autoritățile locale au trimis la fața locului un echipaj pentru a acoperi gaura apărută în carosabil.